Potrivit unor surse, șefii UMC-urilor au termen până astăzi să prezinte administrației propunerile cu normativul de personal necesar pentru funcționarea companiei. Noua organigramă, partea tehnică și producția vor rămâne în teritoriu, în timp ce serviciul comercial, resurse umane și economic vor fi concentrate spre structura centrală a complexului energetic Oltenia. Președintele Consiliului Județean Gorj, Ion Călinoiu, consideră că această reorganizare va duce la eliminarea risipei. Decât să stai pe un birou, să te plictisești, să n-ai ce să faci, să n-ai responsabilitate, e mai bine să-l pui în mijlocul sferei de producție și atunci eu sunt convins că și măsurile concrete legate de organizarea activității, din pur și simplu organizare, va fi unele care să conducă la eliminarea risipei, la păstrarea locurilor de muncă, la consolidarea locurilor de muncă și așa mai departe. Restructurări prin reorganizare vor exista și în rândul angajaților TESA, din structura centrală a companiei, care va trimite în producție o parte din salariați pe meseria deținută anterior studiilor superioare. În opinia primarului Florin Cârciumaru, rentabilitatea trebuie să fie în companie prioritară. Normal că dacă vorbim de rentabilitatea unei societăți și acest aspect este inevitabil în viața unei întreprinderi, deci o măsură pentru care sunt sigur că ei au o justificare. Normal că între TESA și oamenii de producție trebuie să existe colaborare, probabil că și la un moment dat nu contează distanța, dar trebuie să existe colaborare. Noua organigramă ar urma să fie pusă în aplicare începând cu data de 1 ianuarie 2014, iar persoanele care vor fi restructurate ar ajunge la aproximativ 600.